Sezizarea din oficiu semnată de Adina Florea vizează săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și de lapidare sub forma participației improprii și a complicității potrivit unor surse judiciare, scrie știri pe surse.ro. Sezizarea vine după ce judecătoarele Gabriela Baltac și Evelina Oprina, membre CSM, au semnat marți o scrisoare deschisă prin care solicită o anchetă urgentă în contextul în care procurorul Marius Iacob, adjunctul DNA, a fost menținut în funcție timp de 4 luni, deși exista o decizie definitivă a înaltei curți de casație și justiție, în urma căreia acesta nu mai avea dreptul să ocupe funcții de conducere. Constatând menținerea stării de nelegalitate în ocuparea funcției de conducere de către domnul procuror Marius Iacob, niciunul dintre subiecții de sezină ai ministrului justiției în declanșarea procedurii de revocare și astfel intrării în legalitate prin respectarea unei hotărâri judecătorești definitive și a legii, nu a manifestat nicio preocupare sau diligență în clarificarea situației, creând cel puțin percepția unei complicități. Astfel, procurorul șef DNA și procurorul general al României au tolerat cu bună știință această stare de nelegalitate pe care au girat-o prin inacțiune și prin neîndeplinirea atribuțiilor legale de control și coordonare activității procurorilor aflați în subordine, inclusiv pe latura administrativă, se arată în scrisoarea deschisă. În alta curte de casație și justiție a întors luni 18 martie decizia secției pentru procurorii CSM în cazul acțiunii disciplinare formulate de Inspecția Judiciară împotriva procurorului șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Iacob. El era acuzat de Inspecția Judiciară că a delegat un procuror șef, respectiv pe Carmen Simion Ricu, să reprezinte DNA într-un proces care avea ca obiect suspendarea ordinului prin care procurorul Mihaela Moraru Iorga a fost suspendată din DNA. Atât Marius Iacob, cât și Simona Ricu au fost sancționați cu avertisment.